Bună dimineața și bine ați venit! Numele meu este Raluca din Dubaico, sunt media și advocacy officer la UNICEF. Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră de a participa la lansarea proiectului România crește cu bine. Educația din Buie, o investiție în viitor. Ne bucurăm să o avem alături de noi. Ne face o deosebită plăcere să-l avem pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Silviu Ionel Prăvăd. Alături de noi este domnul Bult, reprezentantul UNICEF în România, domnul Florin Lazar, inspector școlar general pentru Bacău, doamna Micaela Isop, este un părinte care a participat la cursurile de educație parentală. Alături de noi sunt și colegii de la asociația Step by Step, Carmen Mică. Și aș vrea să începem evenimentul dându-i cuvântul domnului vicepreședinte al Consiliului Județean. Mulțumesc! Sărbuna! Bună ziua! Iată-ne din nou la un nou proiect împreună cu UNICEF, un nou proiect pilot pentru județul Bacău. Pentru noi, cred că este un proiect deosebit de important, pentru că are legătură cu viitorul nostru. Când zic că are legătură cu viitorul nostru, mă refer la copiii noștri. Dar, din câte mi s-a transmis, știu că are legătură și cu prezentul. Are legătură și cu părinții noștri. Ne bucurăm că, din nou, suntem în atenția UNICEF-ului. E un lucru important. Sunt foarte multe lucruri pe care noi, Consiliul Județean, noi cei care astăzi conducem vremelnic, trebuie să le facem pentru cetățenii noștri. Avem nevoie de acest sprijin, avem nevoie de aceste proiecte, să sperăm că la sfârșitul acestui proiect, acele bune practici pe care trebuie să le scoată în evidență acest proiect, să se poată fi aplicat și în alte, aplicate și în alte județe și în întreaga țară. Vă mulțumim pentru că nu ne lăsați și că ne ajutați. Sperăm că va avea același câștig pe care l-a avut și proiectul anterior, în care am fost partener. Vă mulțumim tuturor celor implicați în acest proiect și vă garantăm tot sprijinul nostru. Vă mulțumim încă o dată. Mulțumim foarte mult, domnule vicepreședinte. Aș vrea să spun că în sală sunt alături de noi reprezentanții tuturor partenerilor care își dau mâna în sprijinul copiilor și al familiilor, reprezentanți de la Direcția Generală de Asistență și Protecție Socială, de la Inspectoratul Școlar Județean, de la Centrul de Resurse în Educație, primăriile comunităților în care lucrăm, sunt 11 comunități în județul Bacău, care vor beneficia în urma acestui proiect și în continuare aș vrea să-i dau cuvântul domnului Peter Bult, reprezentantul UNICEF în România. Dumnealui va vorbi în limba engleză, o să încerc să traduc. Mulțumesc, Luca. Bine ați venit. Bună dimineața, everybody. First of all, thank you very much for coming here this morning. Special thanks to the Vice President of the County Council, the School Inspector, other presenters here this morning, ranging from parents and my colleagues from Step by Step Foundation, but also welcome to all of you. I recognize mayors that we have worked with, many people from the County Council, members of the press, so I'm really happy to see all of you here this morning. Bună dimineața și bine ați venit! Mă bucur să văd în jurul mesei o mare parte din partenerii cu care am lucrat și lucrăm, atât din partea părinților și școlilor, cât și din partea colegilor de la Step by Step, împreună cu care implementăm acest proiect. Your presence here at this event shows that we all share a common understanding about the importance of the early years of life in our children.
We all want our children to develop to the full potential. This requires all of us to offer the best possible start in life for girls and boys in a nurturing environment that equips them with the life skills to shape their future. Prezența dumneavoastră la acest eveniment arată că avem un obiectiv comun și înțelegem importanța primilor ani din viață în dezvoltarea copiilor. Cu toții vrem ca ei să se dezvolte la întregul lor potențial. Asta înseamnă că trebuie să le oferim cel mai bun start în viață fetelor și băieților într-un mediu cât mai prietenos, care să le ofere lor posibilitatea să își dezvolte aptitudinile care să îi ajute să-și creeze un viitor mai bun. Early childhood education is extremely important, not only for the child, but also for society as a whole, its human resources development, and its economic well-being specifically. Educația primăria copiilor este extrem de importantă, nu doar pentru copil, dar mai ales pentru societate, pentru resursele umane, pentru dezvoltarea resurselor umane, dar și pentru bunăstarea economică. And research has shown why this is. For instance, 85% of the brain develops in the first 5 years of life, and this is where we can have the most positive impact on learning of a child. Children who start education early learn better in school, have better results, stay longer in school, and are less likely to drop out. And lastly, especially for children with special learning needs or children from poor families, it has proven that early start to education will improve their chances in life later on. Cercetările internaționale ne-au arătat și ne spun în continuare că 85% din creier se dezvoltă în primii ani din viață și, de fapt, sunt anii în care putem să avem cel mai mare impact în ceea ce privește învățarea. Copiii care merg la școală, care încep educația de vreme, de fapt o să învețe mai bine la școală, o să aibă mai bune rezultate și o să facă parte din sistemul de educație mai mult și nu o să renunțe la școală. De asemenea, copiii dezavantajați, cum sunt copiii din familii sărace, cei care sunt copii cu dizabilități, beneficiază cel mai mult de pe urma participării la serviciile de educație din familie pe calitate. Perhaps even more importantly is the fact that early education is one of the best economic investments that a country can make. Early education really pays off. For every dollar that is invested in early education, the return is about 6 to 17 times. So this is much higher than any return on investment in any part of the education system. Trebuie spus că, de fapt, educația timpurie este una dintre cele mai importante investiții pe care o țară, un stat, le poate face. Educația timpurie aduce cele mai multe beneficii. Un dolar investit generează beneficii între 6 și 17 dolari. Este, de fapt, un beneficiu, un rezultat mult mai mare decât îl poate oferi orice altă investiție în educație. And I'm pleased to know that actually Romania has made significant progress in early education over the last few years. The participation in preschool education increased to 91% in 2016, from almost 75% in 2006. So a significant improvement. The school curriculum for preschool education has been adopted to international best practices, and national strategies in the sphere of education and social inclusion recognize the importance of early education, and which is in alignment with the recommendations of the European Union. UNICEF, along with Step by Step and other partners, support the Ministry of Education in all these efforts to promote early education. Mă bucur să constat că România a făcut progrese semnificative în ceea ce privește educația timpurie în ultimii 10 ani. Participarea la educația preșcolară a crescut la 91% în 2016, în condițiile în care în 2006 rata de participare era de doar 75%. Curriculum școlar pentru educația preșcolară a fost adaptat în linie cu toate bunele practici de la nivel internațional. Strategiile naționale din zona de educație și incluziune socială recunosc importanța primilor ani din viață a educației timpurii în linie cu recomandările Uniunii Europene.
UNICEF, împreună cu Step by Step și ceilalți parteneri, sprijină Ministerul Educației Naționale în eforturile sale. And recently, even a more important step was made in terms of the financing of anti-preschool education, but also to gradually increase the compulsory education to include early education over a period of time. So I think these are really important steps also for the future to promote early education in Romania. De asemenea, recent au fost făcuți alți pași importanți în ceea ce privește importanța educației timpurii. Aș vrea să menționez faptul că Parlamentul a adoptat recent noi legi care prevăd finanțarea educației antepreșcolare, dar și creșterea graduală a numărului de ani pentru educația obligatorie, aici e vorba de scăderea vârstei de participare la liceu. Sunt pași importanți în asigurarea accesului la educație timpurie de calitate. So on the whole, very good progress has been made, but I wouldn't be sitting here and I wouldn't be UNICEF if I wouldn't point out also the fact that there are still some challenges to be overcome. One of the major challenges is that despite the overall increase in access to preschool education, we still see quite a large disparities between certain population groups. For instance, I mentioned the percentage of 91% of children entering into preschool education across Romania, which overall is a very good result. But if you look at the Roma population specifically, it is only 38% of the Roma children. So there are quite significant disparities still that we have to look into when we move forward with this. Este adevărat că am înregistrat o serie de rezultate pozitive, dar nu am fi UNICEF dacă nu am subliniat inclusiv provocările care au rămas. Putem observa în continuare disparități foarte mari. E adevărat că participarea copiilor la nivel național la educație, la serviciile de educație timpurie este la 91%, dar în ceea ce privește copiii de etnie romă, procentul este mult mai mic. 38% dintre aceștia beneficiază de servicii de educație. De asemenea, în ceea ce privește copiii cu dizabilități și ei întâmpină dificultăți. Of course, preschool education being part of the overall, or early education being part of the overall education system, is also affected by the general problems that still exist within the education system in Romania. One of them is the financing of education. Overall, if we look at the overall budget going to the education sector as a whole, Romania is among the lowest in Europe in terms of investing in education. And this is affecting all levels of the education sector, but also specifically the early education sector. Educația timpurie face parte din educația de ansamblu și, de fapt, finanțarea sau subfinanțarea sistemului de educație are implicații inclusiv în ceea ce privește educația timpurie. După cum știți, România are cel mai mic buget din Uniunea Europeană alocat în educație. And it's really important that overall the government of Romania, this is maybe less relevant directly for the county government, but increases its investments in education quite significantly to be able to keep up and to develop Romania for the future from a social perspective, economic perspective, and a human development perspective. Poate că nu e neapărat relevantă aici, la Bacău, dar pe ansamblu, Guvernul României trebuie să crească investiția în educație și în educație timpurie de calitate pentru a dezvolta forța de muncă și, până la urmă, viitorii cetățeni, atât din punct de vedere educațional, dar cât și social și economic. And I understand there are several representatives here also from the private sector. And this interest, which we see at national level as well, of the private sector in early education, shows that early education is not only in the best interest of the child, but also in the economic sector, and in the interest of business and the economy. Știu că în sală sunt astăzi alături de noi și reprezentanții mediului de afaceri și acest lucru reprezintă o continuare că educația timpurie nu este extrem de folositoare doar pentru copii, ci inclusiv pentru mediul de afaceri și pentru economie pe ansamblu. But the business community also has a responsibility, it has a clear role to play. For example, in finding innovative solutions for early education, and some of the challenges that I identified before.
Mediul de afaceri are și un rol important, mai ales în ceea ce privește găsirea unor soluții inovatoare care să sprijine educația din bulie. Private companies all over the world, when looking for new talent, are increasingly focusing on emotional intelligence, socio-economic abilities. Why? Because employers are rightly looking for people that are capable to do teamwork, to be self-motivated, and to have good communication skills, be able to manage conflict, find solutions for the multiple problems that that businesses are facing. And for all these skills to be developed, early education is key. Companiile private din întreaga lume, inclusiv cele din România, atunci când caută noi talente, forță de muncă, dincolo de cunoștințele tehnice, se concentrează din ce în ce mai mult pe inteligența emoțională și pe abilitățile socio-emoționale. De ce? Pentru că angajații, angajatorii, de fapt, caută oameni care să fie capabili să lucreze în echipă și care se motivează ei înșiși. The Romania Grows With You initiative in Bacău will increase the participation to early education of vulnerable children from poor communities, be it Roma, rural children, and children with disabilities, but at the same time also improve the overall quality of early education. This will be done through making creches and kindergartens more welcoming for all children, through teacher training, through fighting discrimination, and through strengthening intersectoral cooperation. Proiectul România crește cu bine în Bacău va crește participarea la serviciile de educație timpurie pentru copii vulnerabili din comunitățile sărace, copii de etnie romă, copii din mediul rural și copii cu dizabilități, dar în același timp îmbunătățește calitatea educației. Acest lucru se va întâmpla prin transformarea creșilor și grădinițelor în spații mai primitoare pentru toți copiii, prin trainingul profesioniștilor care lucrează acolo, luptând împotriva discriminării și întărind în același timp colaborarea interinstituțională. Evidence has shown that improving access and quality to early education is only possible through close coordination and cooperation between all our relevant stakeholders, national, county and local authorities, specialists, teachers, but also parents and the private sector. Evidențele ne arată că îmbunătățirea accesului și a calității educației timpurii este posibilă doar prin strânsa coordonare și cooperare dintre toți actorii, dintre autoritățile județene și locale, dintre specialiști, educatori și profesori, părinți, dar și cu sectorul privat. Let me close by thanking all of you again, but especially the county and local authorities from Bacău and around the county of Bacău, but also particularly Mr. Brașovanu, who unfortunately could not be with her this morning. I wish him very well with his recovery. But thank you everybody for your support. I'm sure that this new joint initiative will generate positive results for children in Bacău, their families, and transform their communities into child-friendly ones. Thank you very much. Permiteți-mi să închei mulțumindu-vă tuturor celor prezenți astăzi aici, dar în mod special autorităților județene și locale din județul Bacău pentru tot suportul. Aș vrea să mulțumesc în mod special domnului președinte Sorin Brașoveanu, care, din păcate, astăzi nu a putut să fie alături de noi. Sunt sigur că această nouă inițiativă va genera rezultate pozitive pentru copiii din Bacău și pentru familiile lor, inclusiv pentru comunități, transformându-le în unele mult mai prietenoase pentru copii. Îi mulțumesc lui Peter pentru cuvintele lui și aș vrea în continuare să-i dau cuvântul domnului Sorin Adler, inspector școlar general din SJB. Bună ziua pentru toată lumea și, în primul rând, vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această conferință de lansare și mulțumesc echipei UNICEF pentru tot ceea ce a făcut în județul Bacău în sprijinul comunităților în care a acționat. Am promis la întâlnirea de anul trecut că veți găsi în inspectoratul școlar ca reprezentant al Ministerului Educației un partener în tot ceea ce implementați dumneavoastră în comunitățile din județ.
Și vreau să vă dau câteva exemple prin care noi ne ținem de cuvânt. 1. La nivelul municipiului Bacău, ca punct de plecare, suntem primii din țară care am integrat în rețeaua școlară a municipiului sistemul creșelor de învățământ, nivelul anticreșcolar. Am pregătit aceste măsuri din toate punctele de vedere. Suntem bucuroși că la nivelul rețelei școlare din județ avem la nivelul municipiului colegiul pedagogic care poate să pregătească educatori puericultori, personal specializat pentru pregătirea acestor copii. Și vă pot spune că prin oferta educațională a Colegiului Pedagogic pentru anul școlar viitor vom avea și o clasă de educatori puericultori în acest. De asemenea, cu sprijinul autorității locale din Bacău și a domnului primar Cosmin Necula, am preluat în rețeaua școlară tot nivelul antipreșcolar, îl vom acredita astfel încât vom putea beneficia de finanțare conform legii educației în momentul în care aceste puncte de învățământ vor deveni autorizate provizor respectiv acreditate. Vreau să ne vedem, să dați un rost să ne vedem peste un an și să ne ținem de cuvânt în proiectul comun pe care l-am avut. Mulțumesc! Vă mulțumim mult, domnule director școlar general, și în continuare aș vrea să dau cuvântul unui invitat foarte special. Ne bucurăm să o avem alături de noi pe doamna Mihaela Iusov. Este unul dintre miile de părinți care au participat la cursurile de educație parentală în ultimii ani și o să o rog să ne spună ce a însemnat pentru domnia asta cursurile de educație parentală. Ce a învățat de acolo? Bună ziua! Mă numesc Mihaela Iusov. Am participat la cursurile parentale având doi copii de 14 ani și unul de 10 ani cu probleme, cu o dizabilitate, nedorită ca fiecare părinte. Am participat la cursurile parentale chiar din prima sesiune a proiectului UNICEF Incluziunii Sociale prin furnizarea de servicii integrate la nivel comunitar. Susținută de cadre didactice din școala noastră și a educatorilor parentali din școală. Și am învățat eu din toate cursurile astea să devin un părinte mult mai responsabil, mult mai temele pe care au fost discutate în curs, să am o relație mult mai specială cu copiii, având un copil de 14 ani care, știți, e la perioada când e rebelitatea, e pubertatea, atunci trebuie să știți discuți cu el în toate temele, pe toate temele, și școlare, și în general, pe partea, nu știu cum să explic, ca să nu spun, relațiilor dintre fete și băieți, ca să nu spun alte, așa. Pentru mine a fost benefic, a venit ca un sprijin cursului din proiectul UNICEF. Emoții, mă scuzați. Fiind având copilul cu probleme, pentru mine a fost foarte benefic cursurile. Și pot să spun că cadre didactice din școală au făcut în așa fel încât noi să trecem peste toate componentele, cum se spun, ale societății, să fim integrați, cum s-ar spune, copiii cu dizabilități, să fie foarte bine integrați în școală și să nu avem să nu fim discriminați, mai bine spus.
mod suntem într-o școală care e poziționată economic, am o poziție economică foarte scăzută, în care copiii au, sunt părinți plecați în străinătate, abandonul școlar pe punct de a se finaliza. Cerințele copiilor cu dizabilități, nevoi speciale sunt foarte mari în școală. Sunt nevoi în școală, este nevoie de logopedi, de profesori de sprijin și nu numai în școli. Mă refer că eu pentru mine, ca părinte, mi-aș dori ca în orașul Bacău să se facă și pe bază, pe partea sănătății. Ținând cont că am un copil cu o problemă de sănătate, suntem nevoiți să ne ducem la nivelul la spitalele din Moldova, cum să spunem. Iașu, că nu avem centru de dializă. Aici este baza. Centru de dializă, nu avem centri pentru copii cu cancer, centri pentru copiii care au nevoi speciale. Ne-am dorit foarte mult noi ca părinți, la nivelul orașului Bacău, să se poată face și aceste centri. Pentru noi ca părinți ar fi mult mai benefic. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult și încerc de bine. Emoțiile sunt normale pentru toată lumea. Mulțumim mult! În continuare, aș vrea să-i dau cuvântul doamnei Carmen Mică, director executiv al Centrului de Educație și Dezvoltare Step by Step. Ei sunt parteneri noștri de foarte mult pe zona de dezvoltare a copilului. Carmen? Bună ziua! Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru că ați venit astăzi aici împreună cu noi la lansarea acestui proiect și vă mulțumesc de asemenea și pentru ultimii 4 ani de colaborare și parteneriat în cadrul proiectului pe care l-am implementat împreună cu UNICEF și ceilalți parteneri proiectului Incluziune Socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității în cadrul componentei educației inclusivă de calitate. Într-o societate din ce în ce mai alertă și competitivă, în care ritmul schimbării ne provoacă în fiecare zi, proiectul pe care îl lansăm astăzi, România crește cu tine, educația timpurie, o investiție în viitor, își propune să construiască comunități prietenoase pentru familii, în special pentru familiile cu copii mici. Proiectul pe care îl lansăm astăzi este o continuare firească a colaborării noastre din ultimii 4 ani și a credinței că investiția în educația timpurie este esențială, așa cum s-a subliniat și mai devreme, pentru dezvoltarea copiilor și pentru viitorul acestei țări și este de asemenea o continuare firească a eforturilor pe care împreună cu UNICEF și cu ceilalți parteneri le facem de cel puțin 15 ani pentru promovarea importanței educației timpurii și pentru susținerea investițiilor în servicii de calitate pentru această grupă de vârstă. Eforturile noastre în acești ultimi 4 ani s-au concentrat în special pe nivelul preșcolar, urmând ca în cadrul acestui proiect să extindem colaborarea și în zona nivelului antepreșcolar. Așa cum s-a subliniat și mai devreme, este recunoscut faptul că primii ani din viața fiecărui copil sunt cei mai importanți și din această perspectivă, rolul familiei și al comunității reprezentate de toți actorii principali în oferirea acelor contexte de învățare relevantă sunt determinante. De cele mai multe ori ne-am surprins fiecare dintre noi, atât din rolul de părinte, cât și din rolul de profesionist și actor la nivelul comunității, spunând că am face mai mult. România crește cu tine, își propune să descoperim și să învățăm împreună, în fiecare comunitate implicată în acest proiect, atât în județul Bacău, cât și în județul Brașov, cel de-al doilea județ participant în acest proiect, cum putem face acest mai mult pentru a răspunde cât mai bine nevoilor fiecarei comunități. Expertiza, informațiile și metodele pe care România crește cu tine le aduce, vor da fiecarei comunități puterea să facă acest lucru.
Suntem onorați să continuăm, să construim pe experiența acumulată în acești 4 ani, pe care să o transferăm către colegii din județul Bacău și să învățăm împreună pentru extinderea activităților pentru grupa de vârstă de la naștere la 3 ani, pentru a dezvolta acele servicii de calitate pentru familii și pentru copii. Provocarea pe care o lansăm astăzi către dumneavoastră și către noi partenerii care implementăm acest proiect este către parteneria cu toți actorii implicați la nivelul comunității, autorități de la nivel județean, de la nivel local, profesioniști și părinți în egală măsură, în așa fel încât să putem să dezvoltăm și să consolidăm serviciile existente și să dezvoltăm servicii noi în măsura în care ele vor fi identificate că răspund cel mai bine nevoilor comunității. M-am gândit dacă să vă spun o experiență pe care am avut-o în această dimineață când m-am uitat la știri. Am văzut un filmuleț postat de o familie tânără din Statele Unite care își filma copilul care se pregătea să rostească primul cuvânt. Și sigur că tinerii părinți așteptau să vadă dacă acest prim cuvânt va fi mama sau tată. Care credeți că a fost primul cuvânt? Cu siguranță, dacă urmăriți știrile pe parcursul zilei de astăzi, știrea va fi reluată. Primul cuvânt pe care copilul l-a rostit a fost Google. Iată pe masa noastră încă o provocare pe care va trebui să-i răspundă. Proiectul pe care îl lansăm astăzi s-ar putea să ne ofere parțial, măcar dacă nu total, răspunsul la această provocare. Vă mulțumesc încă o dată și să ne dorim succes! Mă invit acum pe colega mea, Cristiana Boca, coordonatoarea proiectului în cadrul Asociației Centrului Specializat pentru Educație și Dezvoltare Profesională, să vă prezinte în detaliu proiect. Bună dimineața! Suntem onorați că suntem aici. Rolul meu este acela de a încerca să vă apropii și mai mult de proiectul România 300 de tine. Un proiect foarte drag nou, deși abia a început, în care ne punem foarte multe speranțe. Proiectul România crește cu tine este implementat de Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională Step by Step, împreună cu reprezentanța UNICEF în România și International Step by Step Association, prin parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, cu finanțare elvețiană, prin fundațiile Jacobs și Bota. Iată județele, Bacău, Brașov și sectorul 2 al municipiului București. Aici vom lucra în următorii 4 ani și de aici vom încerca să inspirăm întreaga țară pe toate județele preocupate de îmbunătățirea calității în educația timpurie. Foarte pe scurt, ce va cuprinde prezentarea aceasta, câteva elemente despre preocuparea pentru educație timpurie, importanța, deși alți auditorii mei s-au referit la acest lucru, care sunt obiectivele proiectului România crește cu tine și mă voi referi apoi succint la abordarea primăriți, un instrument prin care vom ajunge mai ușor la comunitățile în care vom lucra. Forumul Economic Mondial ne spune că 65% dintre copiii care intră astăzi în școala primară vor avea profesie de inventate. De asemenea, informațiile pe care le furnizează Oxford University se referă la faptul că 47% dintre profesiile cu care suntem familiarizați în acest moment vor dispărea în următorii 25 de ani. Se pune întrebarea care sunt implicațiile acestor informații pentru sistemele de educație. Evident, trebuie să-i pregătim pentru copii, pentru această lume în care profesiile sunt neinventate, tehnologiile sunt inexistente în acest moment, nu le cunoaștem, și pentru a rezolva probleme care nu au fost anticipate. Drept pentru care este nevoie în lucruri cu copiii noștri să le oferim mai mult decât informații și cunoștințe, să le dăm competențe, așa cum sunt cele listate pe slide, și mai ales să-i formăm ca oameni cu trăsături puternice de caracter, persistență, adaptabilitate, leadership, conștiință socială și civică. Când trebuie să începem? Când e nevoie să începem pentru a construi toate acestea?
am văzut deja cu primii ani de viață, din viața unui copil, reprezintă o perioadă de maximă vulnerabilitate și, în același timp, de maximă oportunitate. Și ceea ce se realizează sau nu se realizează în primii ani de viață, în această perioadă esențială, are un impact decisiv asupra sănătății copilului, asupra capacității de a construi relații, asupra succesului în școală și, ulterior, asupra vulnerabilității. La vârste timpurii știm că îngrijirea, dezvoltarea, învățarea sunt inseparabile. Și am atins deja problema sau conceptul pe care l-am desfășurat de când am deschis această întâlnire. Ce este educația timpurie și de ce vorbim despre servicii de educație timpurie la această vârstă? Deci, educația timpurie vizează intervalul de la naștere până la 6-7 ani, vârsta intrării în școala primară, iar intervenția adulților asupra copilului în această perioadă este fundamentală, deoarece educația se realizează atât în mediul familial, cât și în cadrul serviciilor specializate. Exemplele creșă, grădiniță și alte servicii complementare, asupra cărora ne vom referi mai departe. De ce vorbim despre educație, despre servicii de educație la această vârstă? Mă întorc la întrebare și unul dintre răspunsuri este acela pe care îl oferă Convenția privind drepturile copilului, deci este vorba de dreptul la educația fiecărui copil, dar și pentru că numărul copiilor de sub 3 ani aflați în servicii în afara familiei este din ce în ce mai mare. Așa cum știți, în România, doar 6,5% dintre copiii de această vârstă se află în servicii de educație timpurie, pe când la nivelul statelor OECD, media este de 30%. Acesta este și procentul pe care îl propunem în următorul orizont de timp 2030. Și facem toate acestea pentru că argumentele din neuroștiințe, așa cum au spus și alte vorbitorii mei, ne spun cât de importantă este investiția în educație timpurie. Și cum experiențele timpurii din viața unui copil construiesc arhitectura creierului. Știm deja că arhitectura creierului nu și-o pot construi copiii de unul singur. Au nevoie de interacțiuni cu adulții, au nevoie de medii stabile și asta încercăm să facem. Am să trec ușor peste sectorul acesta pentru că a fost deja invocat. 60% din conexiunile neuronale se formează în primii 3 ani de viață, iar 85% până la 5 ani. De ce este atât de important ca serviciile de educație timpurie să fie inclusive, de calitate? Completând cu argumentele economice, așa cum s-a spus, pentru fiecare dolar investit în programele de educație timpurie, există un profit cuprins între 7 și 19 dolari. Dincolo de aceste cifre care vorbesc de la sine, de ce să nu spunem cât de important este participarea femeii la viața de familie, echilibrată cu participarea ei la viața socială, dar și la propria dezvoltare profesională. De asemenea, serviciile de educație timpurie garantează dezvoltarea adecvată a copilului și prin două venituri în familie, foarte importante, mai ales în familiile dezavantajate. Și toate aceste argumente din neuroștiințe și din economie ne aduc mai aproape de conceptul acestui proiect. De ce dorim să implementăm și ce ne dorim să facem. Scopul proiectului România crește cu tine este acela de a contribui la dezvoltarea politicilor publice în domeniul educației timpurii și de asemenea de a îmbunătăți cazul de implementare al acestora la nivel național, județean și local. Care sunt obiectivele pe care ni le propunem să le atingem în următoarea perioadă. În primul rând, să dezvoltăm cadrul comprehensiv în domeniul educației și îngrijirii timpurii a copiilor de la naștere la 6 ani, promovând o abordare integrată a sectoarelor de educație, sănătate și protecție socială. Apoi să ne implicăm și să elaborăm și să implementăm o campanie coerentă de advocacy privind importanța educației timpurii. Alt obiectiv foarte important este acela de a facilita la nivel local și central a unor parteneriate puternice, sustenabile. Obiectivul central al proiectului se referă la susținerea celor 11 comunități din județul Brașov și a 11 comunități din județul Bacău și
sectorului 2 din municipiul București, pentru elaborarea, respectiv revizuirea și implementarea unor strategii de dezvoltare locală care să includă intervenții punctuale privind educația și îngrijirea timpurie a copilului. În cadrul acestor strategii, noi ne propunem să pilotăm la nivel local și a unor noi servicii de educație timpurie, integrate și de calitate, pe care ulterior să le diseminăm la nivel național. Și am să închei cu ultimul obiectiv, la fel de important, și anume dezvoltarea unor politici care sprijină organizarea comunităților în susținerea familiilor. Aceste comunități favorabile familiei, comunități prietenoase, așa cum se vorbea mai devreme. Care sunt partenerii, grupul țintă și beneficiarii? Evident, grupul nostru țintă sunt reprezentați de copii cu vârstele de la naștere la 6 ani, familiile acestor copii și comunitatea. Iar partenerii cu care vom lucra sunt autoritățile publice locale și autoritățile publice județene, respectiv Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar, Direcția de Sănătate Publică, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, cele 11 unități administrativ-teritoriale din județul Bacău, grădinițele și creșele din program și profesioniștii din aceste servicii de educație timpurie, respectiv din grădinițe și creșe. Iată și comunitățile din județul Brașov, 3 comunități rurale și 8 comunități urbane și comunitățile din județul Bacău. Dacă Brașovul este un județ nou în care am intrat pentru prima dată cu acest proiect pilot, Bacăul este un județ în care ne simțim bine, ne simțim acasă și considerăm că este o valoare extraordinară tot ceea ce ați acumulat în cei 4 ani și putem să facem lucruri extraordinare împreună pe baza acestei experiențe pe care dumneavoastră și noi, cei care am lucrat cu dumneavoastră, împreună cu reprezentanța UNICEF și partenerii, le-am dobândit în cadrul proiectului de incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității. Aș vrea să și citesc toate cele 11 comunități, ca să vă simțiți și dumneavoastră acasă, alături de noi, deci este vorba de municipiul Bacău, de Bucuși, Drăgești, Balcani, Moinești, Poduri, Comănești, Dărmănești, Dopteana, Târgu Ocna și Onești. Unele dintre localități sunt noi și sunt convinsă că ne așteaptă surprize la fel de plăcute. Altele sunt cu o experiență extraordinară care ne va îmbogăți pe toți. Care este instrumentul principal pe care vom folosi pentru a ajunge să asistăm aceste comunități pentru a crea rețele de actori din sectorul educației timpurii printr-un proces participativ? Este vorba despre abordarea prin kids, un program al Fundației IAPOS, și am să trec destul de rapid peste ceea ce înseamnă abordarea Primo Kids, pentru că v-am prezentat și un filmuleț privind experiența elvețiană. Și am să spun de asemenea că Primo Kids este un instrument. Îl vom folosi adaptat la realitatea românească și îl vom folosi împreună cu tot pachetul de resurse pe care UNICEF l-a dezvoltat, International Step by Step Association îl are în portofoliu și Centrul Step by Step. Abordarea Primo Kids consideră politicile pentru educație timpurie ca fiind o responsabilitate comună a sistemelor de sănătate, servicii sociale și educație și cuprinde totul de la intervenții punctuale pentru fiecare copil până la ameliorarea a vieții tuturor copiilor. Ce înseamnă o strategie cuprinzătoare pentru copilăria timpurie și ce ar trebui să conțină ea? Ar trebui să conțină servicii de educație și îngrijire pentru copiii mici, alături de o planificare urbană și regională favorabilă copiilor și familiilor lor, ar trebui să conțină spații de joc și interacțiune pentru copii și pentru toți cei care îi îngrijesc, sprijin educațional, servicii de sănătate, servicii sociale pentru familii, dar și servicii terapeutice indicate pentru anumiți copii, așa cum
invocam mai devreme doamna reprezentanta poliției. Iată aici listate programe și servicii pentru toți copiii și familiile, deci servicii universale, dar și programe și servicii pentru anumite grupuri și copii, de copii și familii, de servicii de prevenție selectivă, completate de servicii de prevenție și intervenție specifică. Și aici sunt numai o parte dintre serviciile pe care ni le dorim a le vedea implementate, acolo unde este nevoie de ele și în forma cea mai bună care să răspundă nevoilor comunității. Iată și cei trei piloni esențiali pentru o politică pentru copilăria timpurie, care oferă educație și îngrijire cuprinzătoare. Este vorba de sănătate, servicii sociale și educație. Fiecare domenii, dintre aceste domenii, având responsabilități proprii, în același timp având rol de coordonare și cooperare în cadrul sectorului care se ocupă de educație timpurie și având de asemenea rol de diseminare a informațiilor despre programele existente. Abordarea prin ochiți ne va susține în constituirea unor rețele la nivelul comunității, rețele care pot fi atât rețele orizontale de practicieni pentru coordonarea și conexiunea dintre structuri și programe din sectoare adiacente și pentru o bună utilizare a resurselor, dar și rețele verticale de practicieni, cele care se constituie pornind de la vârsta copiilor și care au în vedere pun o foarte mare atenție pe tranzițiile dintre fiecare dintre etape. De la ce înseamnă de la grupul de joacă, la serviciul de educație preșcolară, la instituția preșcolară și școală. Abordarea prin ochiți are 7 faze care echilibrează nivelul decizional cu nivelul concret și fiecare dintre aceste faze ne va duce de la momentul în care suntem acum și anume decizia de a ne implica în acest proiect, pregătirea și implicarea în proiect până la implementarea serviciilor de care vorbeam. Acest lucru realizându-se cu sprijinul unor actori foarte importanți care vor lucra cu noi pe toată durata acestui proiect. Și este vorba de facilitatorii zonali. În Bacău vorbim despre 3 facilitatori zonali care au rol consultativ, care se implică în constituirea echipelor de proiect la nivelul fiecăreia dintre cele 11 comunități, care vor susține comunitățile în derularea celor 7 faze ale abordării prin ochiți și vor ajuta echipele de proiect să coopereze cu toate sectoarele, să ia decizii și să redacteze analiza de situație pe baza căreia se va concepe strategia de la nivel local, urmând ca apoi să fie implementate elemente ale strategiei pentru a pune un focus deosebit pe educație timpurie. Facilitatorii zonali vor lucra mână-mână cu coordonatorii locali. Iată, deci fiecare dintre cele 11 comunități își va constitui o echipă de proiect coordonată de un coordonator local. Rolul acesta de coordonare îl va împărtăși, nu vrem să fie o ierarhie foarte strictă, dar avem nevoie de un coordonator care să comunice cu facilitatorul zonal și cu proiectul. Pe de altă parte, echipa de proiect, aceste rețele pe care ne dorim să le constituim, este foarte important ca ele să lucreze umăr la umăr, într-un parteneriat veritabil. La nivelul fiecărui județ, și Brașov și Bacău, vom discutăm și despre un coordonator județean, iarăși alt actor, care ne va ajuta și ne va sprijini pentru a ajunge să îndeplinim acele obiective despre care vorbeam. Cam acestea ar fi pe scurt elementele proiectului România crește cu tine și pentru o mai bună înțelegere a ceea ce înseamnă proiectul și mai ales
instrumentele prin care vom ajunge să îndeplinim obiectivele, am să vă propun să vizionăm împreună filmulețul Primofit, este un filmuleț de câteva minute, cu această observație, că este doar un instrument pe care vom completa cu toate celelalte instrumente elaborate de UNICEF și ISO. Networking meetings, and most important,
Internet. We believe that networking and cooperation with the most significant actors at the canton and community levels were crucial if our strategy was to trigger a positive response, and if we were to work together to define a common set of values. Establishing early childhood education as a central strategic concern requires a political consensus and broad popular support. We organized events for stakeholders. At a policy level, held a panel discussion where critical voices could also be heard. That was a kickoff for discussion with the municipal council. Creating local networks for early childhood education and care. This is a central concern of the Yakuts Foundation. With our Primo Kids program, we are motivating cantons and communities to create networks to promote the healthy development of children and young people. Building on this striking success, we are offering additional communities and cantons the opportunity to participate in a second phase. Mulțumim foarte mult, Carmen și Cristiana. Vreau să mai subliniez încă o dată, în câte ceva vom lucra în 11 comunități. O parte din ele fac parte din proiectul UNICEF, din pachetul educativ de calitate. Deci vom lucra în Bacău, Comănești, Onești, Dărmănești, Târgu Ocna, Bucuși, Moinești, Pazvani, Blăgești, Pătru și Dofteana. Este un mix de comunități rurale și urbane. Ne bucurăm să-l avem alături de noi pe domnul primar de la Bucuși, domnul Vasile Zaharia, și poate ne spune și domnia sa câteva cuvinte. Profit de ocazie să salut prezența în sală și a domnului director de la Direcția de Sănătate Publică, domnul Alin Năstase, precum și prezența domnului Sorin Bâlădeanu, directorul general adjunct de la Direcția de Generală de Asistență și Protecție Socială Bacău. În continuare, vreau să vă invit să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră și de la nivelul autorităților locale, dar și a școlilor și a celorlalți profesioniști care își unesc forțele să sprijine participarea copiilor atât la serviciile de educație timpurie, dar și la educație în general. Mulțumesc, bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație și vreau să vă spun că am participat cu și particip cu plăcere și interes la această dezbatere. Toată lumea care a discutat astăzi aici și sunt convins că și cei care nu au luat cuvântul sunt conștienți că principalul mijloc pentru a face ca acești copii care au probleme în comunitățile și nu numai cele 11, ci și în toate comunitățile, principalul mijloc pentru a-i aduce într-un fel la lumină este educația. Și, într-adevăr, acesta este și crezul meu că prin educație putem să rezolvăm foarte, foarte multe probleme, atât sociale și mai târziu probleme economice. Așa cum s-a subliniat, un dolar investit acum poate să aducă un beneficiu mult mai mare în viitor. La Bucuști, practic, aprofundăm prin participarea la acest proiect, aprofundăm ceea ce am început prin proiectul anterior UNICEF Incluziune Socială și materializăm experiența celor trei asistențe sociali pe care UNICEF-ul i-a susținut în proiectul anterior. Materializăm experiența lor, cunoștințele, baza de date pe care și-au format-o în cei 2 ani de zile și sperăm ca acest lucru să se materializeze prin rezultate cel puțin la fel de bune așa cum am înregistrat în primul proiect. Ceea ce ne-a prezentat
filmulețul și doamna Cristiana Boca, este din ceea ce ne-am prezentat, ne dăm seama că este un proiect foarte profund și foarte complex. Noi vorbim aici de câteva date, de câteva localități, dar ne-am dat seama din cele prezentate că la acest proiect trebuie să participe și să se implice absolut toate instituțiile dintr-o localitate. Am văzut că este vorba de decizii politice care țin de administrația locală, de participarea sistemului de sănătate, sistemului de educație, a părinților și, în final, a copiilor, pentru că toate eforturile acestea se îndreaptă către copii și către pregătirea copiilor. Este un proiect, aș putea să spun, ambițios. Ambițios pentru că își propune să preia copiii din momentul zero sau chiar din momentul conceperii și până la vârstă de 6-7 ani de zi. La Bucuși nu este nici primul, nici al doilea, cred că este al patrulea proiect pe care noi l-am implementat. Am colaborat și cu alte organizații și toate aceste proiecte s-au adresat în primul rând copiilor și prin unitățile școlare și prin sistemul de asistență socială și medicală. Din punct de vedere al administrației locale, ne dăm seama că ne asumăm niște răspunderi și aceste răspunderi noi ni le asumăm, iar materializarea acestor răspunderi pot să spun că deja este în curs, în sensul că majoritatea activităților care se vor desfășura cu copiii și părinții trebuie să aibă loc în niște instituții și locații. Aceste instituții sunt, în primul rând, școala, grădinița, instituțiile de sănătate și, din acest punct de vedere, vreau să vă informez că, la ora actuală, în Bucuși, se construiește o grădiniță cu 4 săli de clasă, niște săli extraordinare, foarte moderne pentru copii, și o grădiniță cu 2 săli de clasă, care este amplasată într-o zonă cu probleme, în zonă în care avem populație majoritar romă și prin care noi urmărim să realizăm exact obiectivul acestui proiect, aducerea copiilor către instituțiile de educație și mobilizarea lor și a părinților, mai ales a părinților, pentru a include apoi în societate. Vreau să vă informez că la Bucuși în ultimii 10-20 de ani au venit foarte multe organizații care s-au lăudat, s-au încercat să se laude că implementează proiecte, mai ales pentru comunitatea romă. Dar vreau să subliniez faptul că UNICEF-ul a venit cu niște cele mai concrete proiecte care au avut și urmări concrete pentru populație și pentru copii. În proiectul UNICEF Incluziune Socială am reușit să descoperim o mulțime de copii care s-a adresat unei categorii de vârstă de grădiniță și școală primară. Am reușit să descoperim o mulțime de copii talentați, să-i determinăm prin mijloace specifice să participe la cursuri, la școală și am avut prin micrograndurile pe care UNICEF le-a finanțat, am avut o serie de acțiuni care au contribuit la dezvoltarea acestor talente pe care le au copiii și vreau să spun că copiii de etnie romă au dat dovadă de aceste talente la care nici nu ne așteptam. Dar ei, odată incluși în acest sistem de învățământ, practic s-au descătușat și ne-au arătat cât sunt de frumoși, cât sunt de deștepți, iar noi trebuie să facem pentru fiecare copil să se întâmple acest lucru. Bineînțeles că proiectul se adresează
copiilor care, și familiilor care au probleme și, din păcate, în Buhuș avem asemenea familii, avem două comunități de romi care uneori, pentru că aici s-a făcut o afirmație că circa 38%, dacă am reținut bine, din familiile de romi reușesc să participe la sistemul de învățământ. La Buhuș nu este așa. La Buhuș cred că 98% din copiii care provin din familii de romi participă la sistemul de învățământ. Există și oarecare respingere, dar pe care noi am reușit să o învingem și să aducem copiii la școală. În final, practic, asta ne dorim, ca să creștem copii educați și integrați în societate. Repet, acest proiect este mult mai complex decât chiar mi-am imaginat eu în prima fază, dar sunt convins că vom reuși să ne ducem la, bun sfârșit, să ne atingem scopul, practic, pentru care inițiem și participăm la acest proiect. Vreau să vă mai informez tot vis-a-vis de educație, pentru că despre asta vorbim. Toate unitățile școlare din Buhuș au în derulare sau sunt în evaluare și urmează să semnăm contracte, și când spun toate, absolut toate unitățile școlare, au în derulare proiecte de reabilitare, de dotare a școlilor, a sălilor de sport, a terenurilor de sport, astfel încât să putem asigura condiții foarte bune, nu bune, foarte bune, tuturor copiilor care participă la procesul de învățământ. Nu avem la ora actuală în Buhuș o creșă și asta ne dorim, vorbeam pe drum, și se impune înființarea unei creșe și la ora actuală nu avem așa ceva. Lângă mine astăzi este un reprezentant al unui ONG și o reprezentantă a unei unități școlare pe care le-am invitat să participe, să ia cunoștință despre scopul și amploarea acestui proiect. Apoi, prin acel comitet director pe care noi îl vom înființa, să ne putem da drumul la activitate și să ne desfășurăm activitate pe parcursul celor 4 ani de zile, 2019-2020. Dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Domnule primar, înseamnă știu că este prezentă și doamna primar de la Poltru. Poate vrea să spună și bine ei câteva cuvinte, doamna Gheanandu. Bună ziua, primul rând. Vă mulțumesc pentru că sunt astăzi aici, în continuarea acestui program proiect. Dacă programul dumneavoastră a fost complex și de nota, să zic, de calificativ foarte bine cu plus, cred că și noi ne calificăm întreba la foarte bine de a fost astăzi aleși să fim aici. Și vă felicit pentru acest lucru. Ne felicităm și noi, echipa care a lucrat împreună cu dumneavoastră în UNICEF, pentru că a făcut lucruri foarte bune. Și cred că s-a pliat foarte bine pe ceea ce a făcut UNICEF-ul în întreg județul și nu numai. Eu am să fiu un pic mai tehnică. V-am spus deja că sunteți de foarte bine plus și am să vă spun că atât timp cât vorbim despre educație, observ că se vorbește foarte mult și despre vulnerabilitate. Cred că partea de vulnerabilitate este prima care trebuie dezbătută. Și de aceea aș vrea, dacă se poate, împreună pe acest proiect, în comun acord să înființez o casă pentru mamele cu probleme și mamele acuzate, pentru că majoritatea au copii între 0 și 6 ani și de aici implicit și acești copii au probleme. Este un lucru pe care vreau să vi-l spun tehnic, v-am spus vorbind, pentru că așa să avem cuvânt doar ca să ne facem, să ne înfrumusețăm conversația. Cred că ceea ce este tehnic și ceea ce este de trebuință pentru noi, cred că este cel mai important. Sper că să pot avea discuțiile cu cei care sunt prezenți aici pentru a începe acest demers. Noi ne-am gândit încă de anul trecut și pentru copii și pentru mame cred că ar fi o soluție, nu numai viabilă, dar și o soluție
folositoare în ceea ce privește vulnerabilitatea. Noi suntem dintre cei care am preluat asistenții de pe UNICEF, avem în continuare grijă și noi avem grijă de ei, au grijă să ne poată din ceea ce au învățat ei în UNICEF. Să știți că programul Aurora a fost unul foarte bun, de care chiar și eu m-am legat. Încă o dată vă felicit și vă așteptăm la poduri pe toată lumea ca să putem pune bazele acestui proiect. Vă mulțumesc foarte mult! Doamna primar, vă mulțumim foarte mult. Știți că în sală este și domnul primar de la Târgu Ocna, domnul Ștefan și Lochi. Da, mulțumesc pentru invitație. Târgu Ocna, împreună cu UNICEF-ul, a derulat un program. Comunitatea a apreciat foarte mult activitatea făcută de reprezentanții UNICEF. Cei care au luptat atunci un program, vor lucra și la acest program. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. Faceți și veți face pentru localitățile noastre. Aveți tot sprijinul Consiliul Local și salariaților primării în orașul Târgu Ocna. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule primar. Dacă mai sunt doritori, să ne spună să ne împărtășească din experiență. Dar mult și voi invităm la un prânz ușor în care mai putem discuta. Mulțumim!